Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă de azi. Am dorit totuși să ne revedem, având în vedere faptul că luni am fost plecat la București și nu am fost prezent în zonă. Și bineînțeles, cel mai important punct de pe agenda oricărui primar în această perioadă este bugetul local, bugetul pentru anul 2019, care din păcate este total insuficient pentru acoperirea la acest moment a cheltuielilor de funcționare, nu mai vorbim de cheltuielile de investiții și de dezvoltare. Așteptăm repartizarea ultimelor cote de către Consiliul Județean pentru a ne asigura funcționarea până la sfârșitul acestui an și, bineînțeles, și alocarea unor sume de bani pentru proiectele de investiții. Unele proiecte care sunt și comune sunt în parteneriat cu Consiliul Județean, de aceea ne și așteptăm ca sprijinul din partea Consiliului Județean pentru sumele pe care le are la dispoziție pentru echilibrarea bugetelor și pentru dezvoltare să fie considerabile, mai ales având în vedere faptul că prin formula venită de la guvern, sumele primite de municipiul Roman sunt total insuficiente într-o sumă mult inferioară veniturilor de anul trecut, când oricum primăria a primit mai puțin bani ca urmare a revoluției fiscale, însă prin echilibrarea din cotele de TVA, ni s-au alocat 9.900.000 de lei, sumă care ne-a permis echilibrarea bugetului pe anul trecut. În acest an, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. Singurele sume pe care le-am primit din TVA sunt de 11 milioane de lei, dintre care aproximativ 10 milioane trebuie să meargă pentru plata indemnizațiilor de handicap și pentru plata asistenților personal. Deci e clar că în momentul de față deficitul pe partea de funcționare a primăriei municipiului Roman se află undeva în jur de 6 milioane de lei. Dacă e să mai adăugăm și faptul că prevederile pentru încasarea din taxele și impozitele locale au fost umflate cu mai bine de 10%, e clar că deficitul pe partea de funcționare până la sfârșitul anului este unul considerabil, până la 10 milioane de lei. Vom face în continuare demersuri, atât la conducerea Consiliului Județean. Noi am trimis mai multe solicitări. Pe de o parte, o solicitare 2.700 de lei pentru cofinanțarea proiectelor europene, care sunt imperios necesare a fi realizate și sume care trebuie acordate de către Consiliul Județean. O sumă de 5.888.000 pentru echilibrarea bugetului de funcționare în acest an și, bineînțeles, am mai trimis și o serie de solicitări pentru câteva investiții punctuale, investiții care sunt de interes județean și pe care ne așteptăm ca și Consiliul Județean să le sprijine. E vorba de puntea de la Cotul Vameș, e vorba de strada Mihai Viteazu, acolo unde noi vom realiza din cheltuielile proprii, din sumele proprii, vom realiza partea de rețea de ape pluviale, însă în ceea ce privește trotuarele, pe cel puțin până la strada Tirului, sumele de bani le așteptăm să vină de la Consiliul Județean, fiind vorba de un drum județean și reabilitarea cu covor asfaltic a acestui drum urmează să se facă tot din fondurile Consiliului Județean. Și bineînțeles, mai avem câteva proiecte punctuale pentru care noi am solicitat finanțare și sperăm ca la o proximă ședință de Consiliul Județean, atunci când se împart sumele, să știm sumele concrete care ne vin și ulterior să supunem și noi dezbaterii publice bugetul pentru anul 2019 și ulterior, după termenul de 15 zile prevăzut de legislația în vigoare, să îl și aprobăm. În ceea ce privește partea de asistență socială, vreau să vă informez că în acest moment, primăria municipiului Roman
a publicat și deja a început primirea documentelor pentru acordarea de etichete sociale pentru pensionari și pentru persoanele cu handicap care au venituri reduse și vreau să vă informez că beneficiază de etichete sociale orice familie în care cel puțin un membru este pensionar sau este persoană cu handicap, persoanele singure pensionare, persoanele singure încadrate în grad de handicap, care au domiciliul în municipiul Roman și realizează venituri nete ce nu depășesc 1200 de lei pe lună pe membru de familie. Distribuirea etichetelor sociale este un sprijin material constând în acordarea de 2 ori pe an etichetelor sociale în valoare de 70 de lei în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente. Actele necesare în baza cărora se acordă etichetele sociale se depun la Direcția de Asistență Socială în perioada 25 martie-10 aprilie 2019 pentru persoanele care doresc să beneficieze de acest beneficiu social pentru prima tranșă, care se acordă în preajma sărbătorilor de Paște. Etichetele se vor acorda de 2 ori pe an după următorul grafic, între 17 aprilie și 25 aprilie 2019 prima tranșă și între 2 decembrie și 20 decembrie cea de-a doua tranșă. Un alt eveniment pe care îl vom marca în această săptămână se referă la ora Pământului. La fel ca în fiecare an vom marca acest eveniment. De această dată însă îl vom marca prin 2 evenimente. În primul rând vom avea, începând cu ora 19 și până la ora 20, deci o proiecție cinematografică de o oră a unui film North of the Sun în sala Nicolae Manolescu Strunga din sala de festivități a primăriei municipiului Roman. Fac precizarea că accesul la această proiecție cinematografică este gratuit și ulterior, în perioada 20-20-30, vom forma grupul de cicliști cu care vom realiza un circuit ciclistic pe raza municipiului Roman. Turul ciclist va fi în perioada 20-30-21-30, pe același traseu pe care l-am consacrat de acum, piața Roman-Vodă, parcarea din fața primăriei. Ne deplasăm pe bulevardul Roman-Mușat către giratoriul Florilor, strada Mihai Viteazu, giratoriul Sagna, strada Islazului, Bogdan Dragoș, Renașterii, Matei Milo, Moldovei, Vasile Lupu, Complex Sportiv de Agreme Moldova, Victor Hugo, Alexandru cel Bun, Roman-Mușat și revenim la parcarea din fața primăriei. Vreau să aduc la cunoștință și condițiile de participare la acest circuit. Bicicliștii trebuie să aibă vârsta de minimă de 14 ani și să poarte echipament corespunzător de protecție și avertizare, căști, veste reflexorizante și, bineînțeles, sisteme de iluminat pe biciclete. Așa cum ați observat în ultima perioadă, la nivelul municipiului Roman am demarat, începând cu luna martie, o nouă campanie de plantare de flori și de arbori, în municipiul Roman. Până la această dată am plantat peste 15.500 de fire de flori. Fac precizarea că toate aceste fire de flori și toate plantele care se vor planta în acest an pe raza municipiului Roman sunt făcute în serele primăriei municipiului Roman, în serele proprii, sere pe care noi le-am recondiționat și chiar le-am extins, vom continua extinderile și în acest an, astfel încât tot ceea ce înseamnă material floricol de pe raza municipiului Roman să provină din serele proprii ale primăriei noastre. Această acțiune de plantare va continua și în perioada imediat următoare, astfel încât într-o zonă cât mai mare de pe raza municipiului Roman să o finalizăm. De asemenea, în vederea realizării unei perdele de protecție cu arbori a municipiului Roman, colegii mei de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență au plantat peste 3.500 de salcâmi în zona străzilor Ciocârliei, Salciei, dar și în liziera de la podul CFR, podul de fier, iar în aceste zile plantăm peste 2.000 de salcâmi și salcii în zona fostului depozit de deșeuri, depozitul care a fost închis.
De asemenea, împreună și cu colegii de la Direcția pentru Servicii Edilitare, vom mai planta încă 50 de arbori pe strada Ștefan cel Mare, pe lângă cei 100 de arbori plantați în cei 100 de stejar plantați în parcul municipal, și vom căuta în perioada imediat următoare încă 50 de arbori să-i mai plantăm. Căutăm acele aliniamente stradale care nu vor intra în reabilitare cu trotuare, tocmai pentru a proteja aceste specii pe care le vom planta și care să ajungă la maturitate cât mai repede și să nu fie distruse. Vreau în final să fac o remarcă în legătură cu o știre pe care am văzut-o în mediul online, referitoare la cinematograful Unirea. O știre care are un titlu care spune că proiectul pentru cinematograful Unirea rămâne doar o ficțiune. Eu consider că mă cunoașteți de acum și mă știți ca fiind o persoană deschisă atât la critici constructive, dar și eu sunt un om corect și cred că și dumneavoastră jurnaliștii m-ați perceput la fel de corect și aștept și eu de la dumneavoastră să fiți la fel de corecți. Mai ales că dumneavoastră, spre deosebire de cetățenii pe care îi informați, aveți un acces direct la informațiile pe care eu vi le ofer, informații pe care puteți să le verificați și să le confirmați în consecință. Am spus de mai multe ori că proiectul pentru cinematograful Unirea a fost depus într-o primă etapă pentru un proiect operațional regional, reabilitare clădiri publice. Acolo unde, în momentul în care am făcut cererea pentru un împrumut, era prevăzută o cotă de cofinanțare pentru realizarea acestui obiectiv destul de mare. Și vă aduceți aminte că au existat și discuții în Consiliul Local, în care o parte dintre consilieri au și refuzat să voteze această listă, tocmai din cauza faptului că o mare parte din cheltuielile neeligibile pentru cinematograf urmau să fie suportate în împrumut. Acest proiect a fost respins la vremea respectivă și ulterior am modificat proiectul, a apărut o nouă linie de finanțare, axa 13, pe care noi am depus cinematograful din nou. Am actualizat devizele, de această dată însă cota de cofinanțare era de doar 2% din valoarea totală a proiectului. Ceea ce înseamnă că în situația în care, și până la acest moment, din păcate, nu s-a evaluat niciun proiect dintre cele depuse la axa 13. Ceea ce înseamnă că, oricum, partea de cofinanțare prevăzută în lista de împrumut pentru cinematograf nu mai era necesară. Ba mai mult, am avut ședință de Consiliul Local săptămâna trecută și dumneavoastră, iarăși ca și jurnaliști, ați fost prezenți și ați fost informați, în care ați observat că am aprobat un deviz general actualizat pentru cinematograful Unirea, pentru a fi depus și la Compania Națională de Investiții, pentru a obține finanțare. Deci, demersurile primăriei municipiului Roman și a colegilor mei din primărie pentru obținerea de finanțări pentru reabilitarea acestui cinematograf nu au încetat nicio clipă. Deci nu putem vorbi de ficțiune atâta timp cât pași concreți și demersuri efective s-au făcut în acest sens. Eu atâta voiam să vă spun, nu vreau să corectez pe nimeni, nu vreau să atrag de atenție pe nimeni, vreau doar să știți că voi rămâne în continuare o persoană corectă, o persoană cinstită și o persoană întotdeauna deschisă la toate solicitările de informații care vor veni din partea dumneavoastră și vi le voi da cu maximă sinceritate, la fel cum aștept și din partea dumneavoastră aceeași informare corectă să o faceți pentru cititorii dumneavoastră. Cam acestea au fost informațiile pe care eu am vrut să vi le aduc la cunoștință. În rest, vă stau la dispoziție mai departe pentru întrebări. Vă rog. Ce se întâmplă cu... Deci... Concret, până la urmă, ce se întâmplă cu Cinema Unirea? Concret, cinematograful Unirea se află într-o procedură de evaluare la Agenția Dezvoltare Regională Nord-Est.
pe axa 13, axă cu finanțare europeană, care conține o contribuție de doar 2% din partea municipalității, din partea municipiului roman, însă, până în acest moment, nu s-a făcut nicio evaluare a acestui proiect și tocmai de aceea noi încercăm și o variantă de rezervă de obținere a unei finanțări prin Compania Națională de Investiții, acolo unde luni am fost prezent la București și am depus documentația în vederea obținerii și introducerii pe lista de investiții, fie în acest an, fie pentru anul viitor, acestui obiectiv de investiții. Deci proiectul pentru reabilitarea cinematografului nu a fost abandonat. Căutăm soluții de finanțare, fie cu banii europeni, fie cu bani guvernamentali. V-am spus, scoaterea de pe lista de împrumut s-a datorat tocmai faptului că proiectul depus inițial, care prevedea cota de cofinanțare foarte mare, practic undeva în jur de 60%, era cota de cofinanțare a primăriei municipiului Roman, pentru că erau foarte multe cheltuieli neeligibile pe acea axă de finanțare identificată la momentul respectiv, a determinat introducerea cotei de cofinanțare în lista de împrumut și nimic altceva. Ulterior, când a apărut linia nouă de finanțare pe axa 13, a intrat tot proiectul în totalitate. Da, asta, aceste informații sunt pentru prima dată. Nu, întotdeauna le-am adus public, au fost comunicate public, au fost și ședințe de consiliu local în care am comunicat acest lucru. Nu e deloc prima dată când au fost informați. Ce se întâmplă cu proiectul care l-aveați cu Apa Vitală, având în vedere că aparent cei de la Paserv par mai deschiși în a comunica cel puțin, pentru că din ședința care a avut loc ieri, putem deduce faptul că ei știu că au probleme multe și nenumărate. Sincer, păreau, din declarațiile lor, chiar reiese că sunt ușor depășiți de problemele care le au. Și în același timp, noi n-am mai auzit nimic de inițiativa dumneavoastră legată de trecerea la Apa Vitală. Da. Eu nu vă ascund faptul că am avut, inclusiv la începutul acestui an, discuții cu reprezentanții Apa Vital. În momentul de față, nu am găsit soluția juridică care să determine un transfer cât mai rapid către compania județeană sau către Arsacis, până la urmă Asociația de Dezvoltare de la Iași și ulterior preluarea serviciului de operare cu apă de către Apa Vital. În aceste condiții, având în vedere faptul că acest demers este totuși un demers de durată, mi-am dorit foarte mult îmbunătățirea relației și comunicării între Apa Serv și municipiul Roman, respectiv clienții de pe raza municipiului Roman, în mod deosebit reprezentanții asociațiilor de proprietari pe care i-am și chemat ieri la această întâlnire. E drept că sunt probleme punctuale ale reprezentanților asociațiilor de proprietari, însă în același timp sunt și probleme de ordin general. Și atunci, împreună cu conducerea companiei județene Apa Serv, vom încerca să reparăm ceea ce s-a greșit în timp, vom încerca să îmbunătățim relațiile și comunicarea între asociațiile de proprietari și compania județeană Apa Serv, bineînțeles, în același timp rămânând pentru noi ca o prioritate și realizarea investițiilor în infrastructura majoră de aducțiune cu apă a municipiului Roman. Studiul de fezabilitate în momentul de față se află într-un stadiu destul de avansat prin intermediul companiei județene Apa Serv, însă nimic nu ne va putea opri la un moment dat, dacă vom găsi oportunități de natură juridică, să trecem dintr-o parte în alta și partea aceasta de proiect să fie preluată de către Apa Vital. Însă, în momentul de față, având în vedere demersurile juridice care tărăgânează foarte mult acest proces, am preferat acest dialog cu compania județeană Apa Serv, tocmai pentru îmbunătățirea relațiilor dintre Romașcan și compania județeană. Legat de evenimentele la ora Pământului, în fiecare an avem același eveniment cu turul de biciclete. Noi suntem deschiși la orice altă, propunere, însă eu personal sunt
un adept al mișcării cu bicicleta, îmi propun și de zilele municipiului să facem un tur ciclist și la fel și de cu oricâte ori va fi nevoie. Sunteți adeptul mișcării de genul acesta și că în fiecare an promovați un eveniment de genul acesta, o infrastructură pentru genul acesta de mobilitate? Noi am mai avut discuția asta, dumneavoastră m-ați mai întrebat de mai multe ori și v-am răspuns de fiecare dată că dacă dorim într-adevăr să facem o infrastructură de acest gen, va trebui să o facem la modul responsabil și nu doar să trasăm pe asfalt niște dungi care să marcheze un traseu de biciclete. În momentul de față, pe structura actuală a circulației, vă spun eu că este aproape imposibil, fie pe trotuar, fie prin carosabil, să delimităm o bandă specială pentru mersul cu bicicleta. E drept că avem cele două parcuri, și parcul Jora și parcul Zăvoi, care au prevăzute aceste piste. E drept că gândim și zona de pe faleză pe care să o facem cu pistă pietonală. Va trebui doar să gândim elementele de legătură care să ducă până la aceste piste. Însă acest lucru trebuie să vină odată cu un plan de management urban care să prevadă și un management al traficului rutier și o schimbare a regimului circulației pe mai multe străzi de pe raza municipiului Roman, care să permită și o delimitare clară a acestor piste de biciclete. Altfel, eu v-am spus, am văzut și în alte localități, am văzut și în capitală, am văzut și în orașe din vestul țării, sunt zone în care, într-adevăr, se vede, sunt clar delimitate cu borduri strict pentru traficul pentru bicicliști, dar sunt și foarte multe situații în care fie în spatele mașinilor care sunt parcate în spic, e făcută o pistă de bicicletă și e total nesigur din punctul meu de vedere. Avem pe trotuare marcate dungi, dar întotdeauna pietonii trec chiar pe unde e pista de biciclete și așa mai departe. Și aveți în vedere un astfel de plan de management? În funcție de resursele financiare pe care le vom avea, va trebui să realizăm un plan de mobilitate urbană la nivelul municipiului Roman, astfel încât acest lucru este necesar, inclusiv pentru realizarea noului plan urbanistic general. Deci acest lucru clar va trebui făcut, depindem doar de constrângerile bugetare. Și următoarea întrebare era planul urbanist în general, până când trebuie să fie gata și dacă no, știu că e un interval la care trebuie schimbat? Planul urbanistic general este în vigoare în momentul de față și noi deja începem să facem demersuri pentru un nou plan urbanistic general. Deci abia la început. Suntem abia la început. Primul pas este tocmai acest plan de mobilitate urbană. Okay. Mulțumesc. Două părere. Da. La legatul de la Pământului, cum s-a luat? Păi, deja am început ora Pământului. Așa. Păi asta chiar vreau să întâlnească și vorbeam de stingere temporară. Se va stinge. Este și anul ăsta, da, timp de o oră vom stinge. Iluminatul public, da? Da, da. Așa. Și a doua problemă e legată de rogomista unor cetățeni. Din Alexandru Cel Bun, în spatele... E luat de un teren, la fața Alexandru Cel Bun, în spatele centrului Romanița, full de gunoi, într-adevăr, că am fost acolo. Și sunt două lucruri întâmplă pe care vreau să le pun. Unul la mână, cei de acolo, după cum declară, ci că terenul, primăria spune că e al episcopiei, episcopia spune că e al primăriei. Al cui aparține de fapt acel teren. Am făcut și două terenii ăsta, screenshot-uri, ca să vedeți cam ce gunoaie sunt pe acolo. Ca să nu mai spun lumea, afirmă că și cei de la Rosal mai lasă acolo gunoaie. Nu. Da, voi verifica și eu informația și voi trimite pe cineva în zonă. În mod normal, toată acea parte dinspre foasta grădină zoologică, știți foarte bine că e o zonă care a fost retrocedată și este în proprietatea episcopiei. Rămâne să verific. Și eu trimit la fața locului și vom vedea în funcție de aceasta ce este. Clar, poliția locală o voi trimite acum. Da. În afară de ceea ce primăria face, ca și îmbunătățirea situației din oraș, un proiect de noutate absolută. Aveți în vedere? La ce vă referiți? Mă gândesc, de exemplu, asta îmi vine acum, nu neapărat că asta ar trebui, un parking subteran? Nu, în momentul de față. Nu, vom lucra.
Nu, vom lucra în acest an, la fel, în funcție de resursele financiare pe care le vom avea. Voi dori să realizez două studii de fezabilitate în zona pieței. Un studiu de fezabilitate care să privească acel pasaj subteran, astfel încât trecerea, piața, practic, să nu mai fie despărțită de acest drum destul de intens traficat. Și un al doilea studiu de fezabilitate care se referă la reabilitarea în totalitate a pieței. Deci, practic, voi avea două studii de fezabilitate în acea zonă. Restul, mai departe, nu luăm cap. Așa este. Noi, în momentul de față, lucrăm la mai multe locuri de parcare, atât în zonele riverane, cât și în celelalte zone de pe raza municipiului Roman. Credem că, oarecum, în zona centrală s-a mai reglementat și s-au mai eliberat, în momentul de față putând găsi aproape la orice oră locuri de parcare în zona centrală a municipiului Roman, lucru care nu era posibil până a introduce acest sistem. Contradicție în ce spuneți, pentru că locurile de parcare nu fac decât să determine pe șoferi să folosească mai mult mașini. Nu e adevărat, din contră. Transportul public local reprezintă o variantă foarte bună pentru șoferi să nu folosească mașina. Însă, pentru cei care au treabă punctual și au treabă doar o jumătate de oră într-o anumită zonă a orașului, să poată să găsească un loc de parcare. Tocmai aceasta noi am încercat să îi îndepărtăm pe cei care parchează la lung mașinile în zonele centrale. Că aici era problema. Găseam mașinile a la lung lăsate. Și ați adus vorba despre transportul local. Totuși, compartimentul de transport are și o, sau de la poliția locală, are și o componentă de control. Așa. Noi am mai ridicat problema dumneavoastră, ați spus, e firmă particulară, dar această firmă particulară trebuie să respecte traseele dictate de primărie. Păi sunt respectate acum. Nu. Eu, dacă vreți, vă aduc filmări cum scurcircuitează sensul giratoriu de la Favorit, de exemplu. Trecând pe o alie între blocuri în care aveam cabe microbuzul. Da. O să vorbesc din nou cu reprezentanții companiei. Eu știu că acest lucru s-a remediat odată cu... Dacă în continuare fac, o să vorbesc să elimine acest. Da. E ok. Mai sunt, am înțeles, și la colegii mei reclamații că unii dintre șoferi cei cu lucruteze prea mare... Deci în momentul de față nu mai au niciun motiv să mai meargă cu viteză. Mai mult decât atât, am urmărit și în mediul online că au scăzut numărul, să spunem, a sesizărilor în mediul online cu privire la activitatea acestei firme, tocmai datorită faptului că am regândit un pic altfel sistemul și nu mai sunt nevoit să pierd atât de mult timp la bariera dinspre Iași și atunci se încadrează foarte bine grafic. Cel puțin în zona unde locuiesc, eu, în cartierul Nicolae Bălcescu, vă pot spune că au timp chiar la capăt de linie să stea câte 3-4 minute să-și facă timpul și să respecte termenul pe care și l-au propus. Și urmă, în legătură cu sesizările care apar pe artă, da, aplicația pentru Roman, poate că ați remarcat că unele dintre ele zile și le apare același răspuns în lucru. Da, unele chestiuni se pot rezolva mai repede. Depinde de natura intervențiilor. Sunt unele care sunt luate pentru analiză, însă și colegii mei, în funcție de natura sesizării respective, dacă sunt alte programări făcute, nu renunțăm la ele, le luăm pe parcurs și răspundem și la celelalte. De regulă, să știți că rata de răspuns pe aplicație este una destul de bună. Am observat și un feedback foarte bun și din partea celor care îl folosesc. E drept că poate punctual mai apar și pe aici pe acolo câteva răspunsuri mai întârziate, dar ele sunt luate în evidență și măsura în care se degrevează de celelalte activități la care sunt programați, se rezolvă și acele. Bun, prioritatea e clară, au întotdeauna cele care au caracter de urgență și se rezolvă și celelalte sunt prioritizate și luate în analiză. Mulțumesc. Zona de picnic, parcul, când vor începe activitățile efective? Da, pentru parc, cred că undeva în luna mai vom deschide activitățile. În zona de picnic luăm în calcul jumătatea lunii aprilie. Deja am început lucrările de rebranșare la apă, de igienizare a acelei zone, astfel încât poate chiar în Duminica Floriilor, înainte de Paștele Catolic, chiar ne gândim să-l deschidem.
N-am luat încă o decizie în acest sens. Săptămâna viitoare vom ști mai multe.